Echipa de fotbal ACS Media și-a încheiat la egalitate partida disputată în deplasarea de la Ungheni, scor 2-2, într-un meci contând pentru etapa 9 a campionatului de Liga 3-a. Formația gazdă a reușit să deschide scorul după un sfert de oră dintr-o lovitură de pedeapsă, transformată cu câteva emoții de victoraș a stafei, iar apoi a mai marcat odată în debutul reprizei secunde prin Amancio Fortes. Echipa din Mediaș nu a renunțat la luptă, iar în minutul 67 Bogdan Rotar a redus din diferență cu un șut de la aproximativ 20 de metri. În minutul 81 s-a făcut 2-2. Răzvan Trif a pătruns pe partea dreaptă, a centrat în careul mic pentru Cătălin Tineiu, care a trimis mingea în poartă. În urma egalului de la sfârșitul săptămânii trecute, ACS Mediaș acumulează 20 de puncte și rămâne pe prima poziție a clasamentului din seria noua la finalul turului de campionat. Exact cum așteptam, un meci greu, un meci derby. Până la urmă mă bucur pentru ultimele 30 de minute când am revenit în joc și am marcat cele două goluri. Pe de altă parte, sunt un pic, ca să recunosc, un pic frustrat pentru situațiile care le-am ratat în prima repriză. Asta este fotbalul, de frumos, se pot întâmpla orice. Oricum, băieții, din punctul ăsta de vedere, nu prea am ce să le reproșez, ori dat totul și, cum ați văzut și dumneavoastră, am încercat să scoată maxim din ce se poate în acest joc. În etapa următoare, prima din returul campionatului, ACS Mediaș va juca în deplasare cu Unirea Alba Iulia. Partida este programată sâmbătă de la ora 15. Un club care trage la promovare și-o schimbat antrenorul, ați văzut, nu o să accepte niciodată să urce sus în formația celor patru pentru play-off. Deocamdată, eu atâta știu că trebuie neapărat să mai acumulăm niște puncte în aceste patru deplasări și două meciuri acasă care urmează. Mai avem 6 etape din retur, 4 meciuri în deplasare, 2 acasă. Nu va fi ușor.